Lucrările de modernizare a căii bogdăneștilor au ajuns la 85%. Rețeaua de apă și canalizare sunt gata, la fel și sistemul de iluminat. Mai este de muncă la șosea, la trotoare, la liniile de tramvai, ce vor fi înierbate. Autoritățile locale estimează că dacă nu apar situații neprevăzute, proiectul va fi gata până la finalul acestui an. Lucrările avansează bine pe calea Bogdăneștilor. Stadiul a ajuns la 85% după 2 ani și jumătate de șantier. Au fost finalizate în totalitate rețelele de apă, canalizare, drenaj, electrice și de gaz. De asemenea, au fost montați stâlpi de iluminat. Luna aceasta, antreprenorul se va concentra pe instalarea liniei de contact pentru transportul în comun, pe drumuri, pe trotoare și piste de biciclete sau racordurile la drumurile laterale. Dacă nu apar probleme, autoritățile spun că lucrările vor fi gata chiar anul acesta. Șantierul a început în primăvara anului 2021, iar termenul din contract este 31 decembrie 2023. Când va fi gata, bulevardul va avea două benzi de circulație auto pe fiecare sens, linii duble de tramvai înierbate, pe traseul cărora vor fi amenajate 7 stații, dotate cu automate pentru bilete. Valoarea proiectului este de aproximativ 100 de milioane de lei, costurile fiind acoperite în mare parte de finanțări europene nerambursabile.